litera A și alineatul 3, litera B din codul administrativ, pe cum și la dispoziție primarul comunei Ardeal numărul 252/29/12/2023, a fost invitat să se pașcoară cu președinția ordinară a Consiliului Local. Deci, eu sunt consilierul local, sunt prezent toți, deci ședința este statutară. Având în vedere prevederea pe 238 alineatul 15 din codul administrativ, propun că aprobat de procesul de dat încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Atingeri? Deci, procesul de dat a fost adoptat în anonimitate. Da. Acum am rugat domnul președinte să preia conducerea lucrurilor. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrurile de decizii conform normelor legale și democratice. Se dă citire în ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Ardeoani în Alga, care intercomunicarea noastră, la punctul de pe ordine de zi, al ședinței AGA, ADIP, din data de 11 iulie 2024, primar Victor de acolo. Proiectul este hotărât, este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului comisiei, care vizează cele trei comisii. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale, conform actului adițional numărul 7 al contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180/2957, din 6-5-2015, încheiat de SECE Compania Compress Service S.A., inițiator primar Victor de acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care adresează cele trei comisii. 3. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2023, în secțiunii de dezvoltare în sumă de 290.767.42 lei. Inițiator primar Victor de acolo. Proiectul de hotărâre este potrivit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care realizează comisia 1. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarea sumei din excedentul anual al bugetului local, rezultat în încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2023, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Inițiator primar Victor de acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit din raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care avizează comisia 1. Ceaușescu! Este solicitarea voastră? Nu, de nimic. 5 diverse. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâri de introdus pe ordinea de zi, da. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare în comuna Ardeal, județul Bacău, pentru anul școlar 2024-2025. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care vizează comisia 3. 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 300.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului pentru anul 2023 pentru acoperirea temporară a golului de casă. Inițiator primar Victor de acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care realizează comisia 1. Intrăm în ordinea de zi. Proiect 1. Supunem la vot spre aprobare ordinea de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine? Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al primarului, reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Ardeoani în AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi al ședinței AGA, ADIP, din data de 11/12/2024. Aviz. Comisia 1, Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Pădurarul Remus. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconul Neculare. Aviz favorabil. S-a discutat în comisii, așa că supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se
trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform 4-ului adițional numărul 7 al contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău. Numărul 180/2957 din 6-5-2015 încheiat cu USC compania Romprest Service. Avize. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Remus Cădularu. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Neculare. Aviz favorabil. De asemenea, s-a discutat în comisii, supun la vot spre hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se obține, obține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 3. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2023 a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 290.766,42 lei. Aviz Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. De asemenea, s-a discutat în comisii, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine se împotrivă, dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea, utilizarea sume de, din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2023, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Aviz Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. De asemenea, s-a discutat în comisii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare în comuna Ardeaua, județul Bacău pentru anul școlar 2024-2025. Aviz Comisia 3, domnul Deacon Nicolae. Aviz favorabil. S-a discutat în comisii, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 6. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 300.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2023 pentru acoperirea temporară a golului de casă. Aviz Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. De asemenea, s-a discutat în comisie, așa că supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Așa. Acum, în legătură cu solicitarea domnului Tănase Nicolae, da? Da, s-a discutat în comisii. Supun la vot. Cine este pentru? Da, veni unul, nu-i problemă. Nu. Cine se împotrivă? Așa, dacă se abține cineva. Diverse. Dacă cine vrea să scrie la cuvânt. Dacă nu fiind depisate toate problemele la ordine, zic că are fițe lucrările ședințe. Acasă la zăbată.